Da, doamnelor și domnilor, pentru cei care nu au văzut sau poate doar au auzit și noi eram într-o imagine, imagine, trebuie să vă spunem că există o informație care a apărut în presa din Azerbaijan, unde Laurențiu Reghecamp tocmai a semnat un contract. Da, este vorba despre un site cunoscut din Azerbaijan, unde, atenție mare, și o să vedeți de ce este și Ana Prodan în legătură cu noi, apar acuzații extrem de grave în legătură cu Laurențiu Reghecamp. O să vedeți de ce intrăm cu Ana, care este în Abu Dhabi în legătură cu noi. Ana, ascultă și tu să vezi ce a apărut. Te pup, Ana, ascultă. Atenție mare. Deci, să vedem împreună, Ana, ce a apărut. Citez. Demis din cluburi pentru băutură și femei, noul antrenor principal al lui Neftchi Baku. Hai să vedem. După o lungă căutare, Neftchi și-a numit în sfârșit un antrenor principal, deși au fost anunțate numele unor specialiști precum Vitali Vernidubs și Victor Gonciarenko, conducerea clubului l-a adus pe Laurențiu Reghecamp. Mai departe, repet, cităm, o să vă spun imediat și numele site-ului. La prima vedere, cariera lui pare de succes, a dus Steaua în optimele de final ale UEFA Europa League. Nu a dat greș în cluburile din țările asiatice în care a lucrat. Din punct de vedere tactic, este cunoscut ca cineva cu cunoștințe deosebite. Mai departe, antrenorul care a fost de acord, a fost semnat cu clubul Universitatea Craiova, a deteriorat ulterior relațiile cu conducerea, chiar și când a lucrat la Steaua în 2015-2017, a fost exclus din club de Gigi Becali pentru astfel de acțiuni. A fost concediat din toate cluburile la care a muncit în ultimii 4 ani. Ana Maria Prodan a decis să-l părăsească. Presa din România susține că are în prezent o relație cu Corina Căciuc, una dintre cele mai cunoscute. Citiți dumneavoastră ce știe, că noi colportăm, preluăm. Adică scrie un cuvânt dur. Se observă că tânăra care este destul de popular în Emiratele Arabe, Anglia, Italia, Franța, Germania, se folosește de numele antrenorului și profită și de resursele sale financiare. Atenție mare însă, ne-am interesat și am aflat din surse reacția lui Laurențiu Reghecamp pe această temă. Laurențiu Reghecamp s-a dus la site-ul respectiv și a zis: nu vă supărați, aveți surse? Da! Din România. Oamenii din partea asta zic: păi, dar cine putea să dea, mă? Și de asta o să vorbim cu Ana acum. În orice caz, pe site articolul apare în continuare, deși Laurențiu Reghecamp a reacționat și a spus: puteți dovedi toate aceste lucruri? Și oamenii au spus: domne, noi avem surse, nu avem noi documentele. Dar, cumva, toți cei din jurul acestui subiect spun că dinspre Ana ar veni toate lucrurile astea. Care este adevărul? Vărul însă ne spune chiar Ana. Te pup! Vă pup, dragii mei. Vă pup, dragii mei. Te pup, Cristi. Cred că ai aflat acum. Noi, cred că și tu pentru copilul tău îți doreai ca Laurențiu să facă treabă bună în Azerbaijan, că trebuie să, din pensie alimentară, să plătești școala copilului și alte lucruri. Le plătește el, nu trebuie să le plătesc eu. La urmă, întotdeauna are așa niște decizii, nu știu de cine împins, niște decizii proaste, dar de fiecare vine asupra lor și dar că rămâne răul. Problema acestor articole nu este a mea, nici nu mă interesează. Eu dacă am ceva de vorbit, vorbesc. Eu nu știu, cred că știți cât de asumată sunt. Și nu știu dacă vi s-a părut cumva că eu mi-am asumat să spun ceva sau să public ceva pe pagina mea de socializare și pe urmă să nu țin steagul sus. Eu am văzut niște poze, le-ați văzut și dumneavoastră. Eu am văzut niște videouri, vai de vai, cu Camara. Eu am vorbit și cu Camara, eu am vorbit cu toată lumea, în speranța că, nu știu, poate soțul meu va înțelege foarte multe lucruri. Nu le-a înțeles. Este decizia lui, are familia lui, copilul lui. Trecutul acestei fete trebuie să și-l asume. În țară, în străinătate, o să-i fie greu, i-am spus de la început. Nu are cum să acopere niciodată, nu are cum să repare, urmărește toată viața. Asta este. N-ai cum să stai cu capul sus niciodată și să spui: știi, eu eram în chiloți sau dezbrăcată prin cluburi, sau eu eram, nu știu, bajocorită de mulți prin video, prin clipuri din astea și povățuită să mă doasă. Da, doamnelor și domnilor, o auzi? Vitale și așa mai departe, trebuie să mă tratez. N-ai cum să le uiți, n-ai cum să le dai de-o prepe. Ai auzit? Da, te-am auzit foarte bine, da. Alo?
Da, Ana, te aud foarte bine. Haideți să vedem, că n-am văzut... Ce... Colegii mei n-au dat, ca să nu creadă lumea că inventăm de la noi, site-ul da, se nici numește... Măcar, nici măcar nu mai este... QAFCAZ.info.az. Deci, stai un pic, uite așa, iată care este și sursa, se numește QAFCAZ.info.az. AZ, puteți intra pe acest site și puteți vedea materialul, este în azeră și cu siguranță puteți vedea că este preluat de acolo. Hai să mai vedem o dată, după care revenim la Ana. Înțeleg, Ana, pe de altă parte știi ce voiam să te întreb? Tu ai o experiență în calitate de agent și ai lucrat în diverse, pe diverse meridiane, inclusiv în zona de Emirate. Pentru o țară islamică, situația neclară în care se află Laur acum, în sensul în care există o căsnicie care tehnic nu s-a terminat, există aceste locuri, îi pot dăuna? Da, foarte tare. Foarte tare și el știe lucrul ăsta, mie îmi pare foarte rău. Lăsând la o parte... pedeapsa, să zicem, pe care noi, familia, am aplicat-o lui Laurențiu când am dezvăluit cât rău a făcut. Mai departe este strict problema lui. Fetele mele, Laurențiu Junior, chiar trăim frumos și chiar nu ne interesează. Poate să se întâmple orice, poate să o prindă cu oricine sau poate să... o viață ca asta un pot ca astea vor mai veni. Nu mai femeia se coboară. Iar el a știut întotdeauna unde Ana Maria Ponte a ajuns. El știe unde este astăzi, fără Ana Maria Prodan, alături de o domnișoară foarte cunoscută prin oraș. E greu și știu pentru el probabil că e cumplit care un copil cu fata asta. Mi-aș dori să fie fericit. Cred că asta este. Într-un final, clasa e locul o să le noi între noi. Presa scrie de mine, de vechi, este firesc, pentru că noi se începe asta. De foarte, Cristi, tu ne cunoști, pe amândoi că cunoști, tu vezi unde sunt eu, vezi și unde este Laurențiu. Tu cred că ești cel mai în măsură, fiind atât de aproape de noi, să știi tot ce s-a întâmplat. Dar, în general, cum îți așterni așa dormi și aș dori de acolo să plece mult mai departe. Da, din acest punct de vedere, sunt încă două informații pe care aș vrea să le comentez și ar fi următoarea. Unu, surse din preajma lui Laurențiu Recamp ar fi spus, domne, odată cu ordonanța prezidențială, pe Ana a interesat-o repede să primească bani. Bine, eu am comentat că de fapt nu primea Ana, primea băiatul și dacă era pentru băiat să fie primit. Înțeleg că trebuie să vină o sumă de bani aferentă salariului lui de la Universitatea Craiova și a ce a mai luat între timp, plus ce are acum. Și că, mă rog, celebrele povești, domne, cu mesajele pe care le primește Laur, de la băiat, de la tine, că sunt foarte dure. Cum comentezi lucrurile astea? Mesajele sunt deocamdată dure, dar sunt firești, pentru că Laurențiu Junior este mare și are și el frustrările lui și fetele la fel sunt foarte mari și merg în oraș, aud poveștile fabuloase și normal că nu stau foarte liniștite. În primul rând, cred că le este foarte teamă cum este și mie pentru viitorul lui și pentru viața lui, cum va fi de acum încolo. Pentru că el a fost un bărbat foarte mândru și la el n-a venit nimeni să-i spună, vezi că iubita ta, nu știu, o știm toți, vezi că-s poze prin oraș, vezi că... Nu, el n-a trăit chestiile astea, probabil de-aia nici nu știe cum să le managerieze. Dar nu e nici primul, nici ultimul care, nu știu, pică în chestia asta. Repet, să dea Dumnezeu să fie fericit, dar eu cred și vă spun, eu cred că fericirea asta este doar o iluzie optică și cred că, la cum îl cunosc eu și eu îl cunosc cel mai bine pe Laurențiu, cred că suferă foarte tare undeva în el pentru tot ceea ce s-a întâmplat. La fel suferim și noi, că este firesc, că am construit ceva minunat în atât de mulți ani. Nu o să-mi explic niciodată de ce
s-a întâmplat chestia asta, dar cine știe, în ani, acum Dumnezeu a pus ordine în viața noastră și cum Dumnezeu ne ajută să mergem mai departe, să fim liniștiți, cred că așa o să-l ajute și pe el. Eu n-am de ce să... Toată lumea mă întreabă, știi că te-a dat Calciuc în judecată. Calciuc n-are cum să dea pe nimeni în judecată, că... Na, ea este cea cunoscută, nu noi. Adică n-are ce să demonstreze. Când eu văd file din dosare de prin Catania, când presa din străinătate preia toate lucrurile astea, care, vezi, ea e nimeni, dar ca toate pe spatele soțului meu. Adică, nu știu, mă uitam și la podcasturi, mă uitam și la Măruță, mă uitam și la Denis. Nu e Laur pe care știm noi toți, nu e Laur care stă cu capul sus. Cred că știe, el afla probabil prea târziu. Dar aș vrea să închidem asta, aș vrea să închidem și profilele alea. Dă 500 de lei, dă 300. Astea sunt doar prostiile toți din presă care trebuie să facă probabil un anumit număr de articole să-și ia salariile. Nu s-a pus problema la familia Potan ca Ana Maria să-l judece de bani pe Laurențiu sau invers. Nu, este... El trebuie să dea legal sumele astea de bani. Ordonanța cu programul copilului este o chestie legală și firească. Se întâmplă oricui, adică asta trebuie să se întâmple. Asta trebuie să știm exact când poate el, cum putem noi. Da, eu n-aș fi făcut-o pentru că eu am cerut non-stop și tu știi să vină acasă să-l vadă, să-l ia când vrea. Că bebe nu vrea deocamdată, nu vrea să vadă, nu vrea să audă, nu vrea să vorbească, este firesc. Vă dați seama că ar fi și culmea să-l vedeți pe Laurențiu Junior lângă Corina Calciuc. Pe Laurențiu Junior știe tot, adică el săracul vede și citește și el revistele, vede pozele cu ea, adică vede foarte multe lucruri și normal că nu ne pică bine, dar ce mai putea să facem noi? Este, nu mai este nimic de făcut, este pur și simplu alegerea lui Laurențiu Reghetam. Da, vreau să spun, Ana, că din partea cealaltă există două, trei păreri. Una, că Laurențiu susține off the record, pentru că nu face nicio declarație publică, că nu poate să-și vadă copilul pentru că apar tu, că se întâmplă ceva, e frică de un incident și de asta e bine cu ordonanța asta președințială, ca să poată să-și ia copilul. Nu, astea sunt speculații, că incident n-are. Eu sunt plecată câte două săptămâni din țară în fiecare lună pentru că eu lucrez în Emirate. Laurențiu poate să vină la școală să-și vadă copilul, poate să vină la antrenament, la meciuri, oriunde. Nu-l oprește absolut nici și nu-l opri nimeni niciodată. Iar eu nu prea apar, că ți-am spus, eu colind foarte mult și eu sunt între avioane non-stop, cum am fost toată viața. Da, și pe de altă parte, chiar cu câteva ore în urmă, Laurențiu spunea unor apropiați că, domne, mi-aș dori la un moment dat ca tot acest scandal să se termine, în sensul în care Ana să revină la sentimente mai bune, că ea e o femeie inteligentă și că înțelege, eu am depășit chestia asta, pe mine nu mă mai interesează. Dar nici pe mine nu m-a interesat, ți-am spus, eu lupt pentru copiii mei, simplu, și pentru munca mea. Eu cred că un bărbat decent, când pleacă cu astfel de femeie, o ia de la zero. Este simplu. Cum a luat-o și cu mine, cum, nu că asta a fost, nu l-am luat milionar. Probabil această femeie nu l-ar fi băgat în seamă niciodată dacă era ca pe vremea când l-am luat eu. Dar genul ăsta de femei, toată viața, trăiesc viața pentru așa ceva, pentru a găsi așa ceva. Și eu cred că mai devreme sau mai târziu bubele astea se sparg și adevărul iese la iveală. Este o, știi cum e, o figură de stil. Ca să nu ne pomenim că ne dă Caciuca în judecată iară. Mai adăugăm încă un proces la cele multele procese care sunt pe rol. Da, Laurențiu Reghetam, apropo de acest articol care a apărut prin interpuși, ca să zic, aș spune că nu dă vina pe tine, dar sunt niște surse din România. Alții spun, dom'le, ce surse ar fi putut să fie? Ca să înțelegem de ce este Ana în această discuție, care practic o privește mai puțin, că îl privește pe Laurențiu Reghetam, care, după cum vedeți, se luptă oriunde este pentru respectabilitatea femeii care tocmai i-a dăruit un copil. Bun, de aici încolo, te rog, zi. Cristi, n-ai cum. Nu poți să lupți cu ceva ce există. Nu poți să lupți cu
Buma Pamon sau Coțară. Nu, n-ai cum, este... Ai văzut, știi că noi vorbeam de foarte multe ori, când pleacă americanii miri de la nuntă, au legat de mașină niște conserve, știi, care da. Le trag așa, să atragă atenția. Despre asta este vorba, n-ai cum, alea urlă toată viața în jurul tău, copilul va afla, va citi ziarele, tu poți să scoți, poți să dai în judecată, poți să faci paparații penibile cu anumite publicații, poți să mai ai niște prieteni care te apără cumva de la anumite publicații, dar tu dai seama că adevărul, crede-mă, întotdeauna va ieși la iveală. Și tu vezi, când toată lumea spune, nu e adevărat, nu o cunoaște nimeni, este această zână, această absolventă de Cambridge. Îți dai seama că toată lumea a căzut pe spate, pe bune? Păi, hai să prezentăm vreo diplomă, dacă avem 12 clase, adică e penibil, tot ce s-a... Fetița și-a dorit foarte tare la ziar, foarte tare. Ai văzut și prin mail-ul liceralul Laurențiu să o scoată, să o pună pe prima pagină. Laurențiu i-a promis, e un om de cuvânt și a pus-o. E, dar în momentul în care ai pus-o, trebuie să și asumi. Că atunci apare nenorocirea. Și ai văzut că din momentul ăla a început să apară toate. Poze din strip club-uri, interviuri, poze, filmulețe făcute de diferiți oameni. E urât. N-ai ce să faci. Și poți să te dai și în fund și în cap, poți să te ceri cu tot mapamondul, Laur poate să certe cu mine și cu copiii lui. Nu va putea niciodată să mai stea cum să te alături de familia lui. Că nu are cum. Asta este. Până la urmă, fiecare își câștigă banii în viață și își trăiește viața cu cine vrea, cu un bărbat, cu 1000, cu 500. Problema la ei este mult mai mare și o să-l urmărească toată viața. Și îi doresc să aibă putere să ducă ceea ce se va întâmpla. Pentru că la primul meci pierdut, voi vă dați seama ce se întâmplă. Da. Și păcate, este un antrenor, repet, fabulos. Da, până la urmă, uite, chiar... da, uite, crezi că el poate să fie judecat? Sau oamenii pot să fie judecați? Uite, de exemplu, anul acesta îl avem în fotbal, poate candidat la Balonul de Aur, pe Benzema, care a fost condamnat pentru șantaj. Adică nu glumim. Până la urmă, în momentul în care te angajează cineva, sigur că poate să vină știrile din România. Dar asta nu îl împiedică pe el să fie un antrenor bun, nu? La Craiova. Ce anume? Uite ce s-a întâmplat la Craiova. Fiecare are o strategie, fiecare club. Rotaru, din ce știu eu și eu știu înaintea lui Reghe, cam și înaintea voastră, Rotaru este un tip care vrea seriozitate, nu-l interesează podcast-uri, nu-l interesează lăutar, nu-l interesează măruță, firuță, finuță și așa mai departe. El vrea liniște și fotbal. În momentul în care pe Laur l-au păcălit și s-a dus la toate podcasturile astea și au cântat în strună și suflat în ureche toți care nu îndrăzneau pe vremea lor să se apropie de el, că era Jale, era Leoaica lângă el și ea din start, el a făcut greșelile astea majore și a ieșit. Și n-au făcut decât să-i facă rău și să-i aducă demiterea. Pentru că nici eu, în calitate de conducător de club, când am avut clubul meu în mână, nu am permis nici măcar o ieșire a unui jucător, dar rămita unui antrenor. PSP l-au trimis la 40 de întrebări, l-au trimis pe la podcast-uri, pe la măruță, l-au păcălit, hai vino, că o să fii bine, că o să vadă lumea, că o să faci de râs pe Ana. Nu, a greșit și eu știu că el știe. Și-a pierdut și copiii, și-a pierdut și nevasta, și familia, și viața, și demnitatea, și tot. Dar sper din tot sufletul, și nu sunt un om rău, sper să se poată ridica și să înțeleagă că de acum încolo el trebuie să lupte nu numai cu fotbalul, trebuie să lupte și cu ceea ce vine din spate și îl trage mult în jos. Ana, până la urmă crezi că va putea exista un moment în care de dragul lui Laur Junior, care este un copil excepțional și recunosc acel dar Crăciun pe care... Cristi, lumea vorbește numai prost. Eu cu Laurențiu vă comunic non-stop. Am început de foarte multă vreme și chiar mă distrează toți prietenii ăștia din jurul nostru care vin și spun Ana Maria a luat bani, Laurențiu are de dat 50.000, Laurențiu face nu știu ce, Laurențiu Ana Maria face nu știu ce. Chiar asta vorbeam și ieri, iar am vorbit același lucru. Toată lumea se folosește de noi ca să-și vândă niște pițuici sau niște site.
Da, uite, vezi, aici e și chestia asta, vezi, deci apare ceva undeva în presă, lumea dă, trimite chestia asta ca și cum ar fi fost o răzbunare de-a ta, dar de fapt relația voastră este, asta e o știre foarte bună, în sensul în care a crescut la un alt nivel și vreau să te întreb de când vorbiți și dacă vorbiți în principiu în interesul copilului, ca altceva, ce mai poate fi între vorbim voi? Vorbim despre orice. Vorbim despre absolut orice, despre ce probleme am, ce nevoi, ce nevoie are bebe, ce are nevoie, ce a apărut, ce s-a scris. Asta este o veste foarte bună, pentru că asta este soluția până la urmă. De dragul băiatului, el trebuie să crească frumos și diferit de toate lucrurile astea și este un copil excepțional. Acum, pe băiat, corect, Cristi, pe băiat, tu știi foarte bine că legea nimeni nu-l poate obliga. Și dacă legea spune să stea toată viața la mine, eu nu pot să-l oblig să stea dacă el nu vrea. Sau dacă el nu vrea să meargă la tatălui, nu poate nimeni să-l oblige să meargă. Nici o lege de pe pământ. Sunt alegerile copiilor mei, le respect, am încercat și vorbim frumos de la urși, ne strângem așa noi toți și prietenii care au rămas lângă noi și ne gândim cum s-a ajuns aici și de ce. Și până o să închid eu ochii, așa o să rezolv și puzzle-ul ăsta, cum a ajuns fetița asta așa de aproape de noi. Dar încet, încet, tu știi, nu e niciun fel de problemă că are un copil, o să-l crească și pe ăsta, dar dacă Laur vreodată o să afle adevărul, vreau să mă ascultați pe mine, că îl cunosc foarte, foarte bine, nici măcar nu o să mai salute. Deci dacă Laur o să vadă cu ochii lui toată nenorocirea care s-a întâmplat, că eu știu ce a fost acolo în spate și pentru cine a fost pregătită chestia asta, n-avea legătură cu Laurențiu, era fost doar o pradă ușoară. Nu contează ce spune Laurențiu, eu vă spun acum în premieră națională. Să ferească Dumnezeu ca Laurențiu, exact cum te-a întrebat și pe tine, ai dovezi privind asta? Dovezile există, că aceste poze nu sunt... N-ai ce să spui niciodată, că e verișoară asta sau oricine altcineva, nu? E, crede-mă că atunci o să fie jihad. Foarte interesant, pentru că Laurențiu de fiecare dată când este întrebat spune nu-i nimic adevărat, sunt niște prostii, partea cealaltă întotdeauna spune chestiile astea, nu există dovezi, mă judec cu toți cei care atacă. Ăsta este punctul de vedere. A trecut Ana printr-un pasaj, a ieșit din pasaj. Nu, este, crede-mă că eu știu cel mai bine pe Laurențiu Regheta. Și orice ar spune, orice om care are minte și care are o educație, înțelege că la cine era Laurențiu Regheca, n-are... Da. Vreau să o rog pe Ana imediat ce, uite, acum o vedem din nou pe Ana. Da, da, noi te vedem, noi te vedem. E da. o mică problemă de semnal. Bun, vreau să te întreb ce faci la Abu Dhabi. Muncesc. Mă duc, mă îndrept spre Istanbul, din Istanbul spre București. Da. Da, da. E clar când o sună cineva pe Ana și au început să sune telefoanele. Da, da, dacă sună telefonul se întâmplă așa. Da. Da, deci de acolo plec la Istanbul, de la Istanbul la București. Ana, vreau să te întreb ceva. Apropo de Istanbul. Vorba da. Colegului Moris de la Istanbul, Istanbul-București, București studio exclusiv VIP și după care mai încolo. O așteptăm pe Ana, așa cum de altfel l-am invitat pe Reghe de 3 luni de zile, l-am invitat să vorbim și să vorbim cu cărțile pe față și a spus că o să vină. Nu poți, pentru că tu nu faci paparazzi. Tu nu faci paparazzi. Înțeleg ce vrei tu să spui, da, 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 da. Nu, nu prea am făcut la viața mea. Avem o această publicație are aceste paparazzi exclusive. E adevărat. Ana, vreau să ne amuzăm spre finalul intervenției. Am văzut niște fotografii în presă cu tine la un magazin în Istanbul și lumea zicea că te duceai la chilipiruri la bazar, ca să zic așa. Da, am fost cu prietenele mele, am mâncat la Nusret, am mâncat Golden Steak. Cei care scriu n-au cum să își permită așa ceva și nici nu pot scrie cât costă, că salariul lor este mult, mult, mult mai mic decât cât costă o fritură sau o cafea cu foită de aur. După care am colindat prin bazar pentru că îmi place la nebunie, deci ador când merg în Istanbul să merg în bazar.
Am fost cu toate prietenele mele, ne-am uitat și chiar eram uluită de cât de bine sunt făcute toate tricourile și toate lucrurile astea, mai puțin genți, pantofi și așa mai departe. Mi-am cumpărat niște boxe din Istanbul, din bazar, cu niște câini, cum este Vasile al meu, bulldog. Așa? Așa. Nu știu, mă distrez foarte tare și îmi place, îmi cumpăr și aur de acolo. Fac și cadouri foarte multe de la magazine de bijuterii de acolo. Îmi cumpăr mătănii și îmi fac eu bijuteriile mele singură. Auzi, și dacă îmi place ceva, Cristi, eu sunt Ana Maria Prodan. Tântălăi ăștia care scriu și pun asemenea titluri, extraordinar, nenorocire. Nu s-a mai văzut că Ana Maria Prodan a intrat. Păi Ana Maria Prodan merge în Istanbul de când ei erau embrioni. Ei încă probabil nu și-au permis să meargă să vadă Istanbulul. Cele mai mari vedete ale lumii au mers în Istanbul și în bazar și și-au luat de toate. Da, conduc ca să se bucure ei, să stea liniștiți când își mănâncă cornul din colț. Conduc un Ferrari fake luat din bazar. Am niște genți fake luate din bazar. Totul la mine este fake. Uite, acum sunt ei oare fericiți, așa își mănâncă amărăciunea de corn pe care îl împart în cinci. Sunt fericiți, ce zici? Da, pe de altă parte, cine a trecut odată prin bazar, că e o lume acolo, e chiar un spectacol să te duci în bazar. E super! Da, deci dacă te duci în Istanbul și nu treci prin bazar, e o parte de farmecul locului, nu trebuie să cumperi. Dar sunt foarte lucruri, sunt bijuterii foarte interesante acolo. Se pot găsi lucruri... Blanuri, gen de piele superbe. Da bine, ei săraci, dacă n-au fost și n-au văzut, ei știu că acolo sunt fake-uri, atât. Da, În plus, într-adevăr, dacă te uiți pe în bazar, s-ar putea să găsești la câte un butic de ala, câte o poză cu câte o celebritate care a intrat înăuntru. Eu am văzut treaba asta. Deci... La majoritatea, și să știi că și eu am dat interviu și am dat autograf și am făcut poză cu ownerul de acolo care m-a recunoscut de când am dus la Trabzon pe Băurcean. Bravo! Pe de altă parte, într-adevăr, vă recomand să, dacă mergeți la Istanbul, să treceți pe la Nusret, când vine cu cărnița aia, cu unt, așa ți-o face în fața ta, mori, deci este un gust absolut unic și... Auzi, trebuie să le fac o surpriză celor de la publicația asta, care sunt foarte exclusiviști în aceste paparazziuri. Trebuie să le trimit o friptură din asta cu foiță de aur, așa să guste. Așa, așa. Păi nu, că e fake aurul. E fake aurul? Da, da. E foiță. A pus niște staniol. E cu aur fake, da. Și nu Nusret e fake, să știți. E restaurantul fake, nu e la bun. A, bun. Asta e foarte bine. Bun, Ana, e foarte bine că ești în activitate. E foarte bine că... vreau să te întreb ceva. A fost ușor pentru Bebeto, cum îi spuneți voi, pentru Laur Junior, să meargă în fața unui tribunal? A fost cea mai mare nenorocire care i s-a întâmplat în viața lui. Mi-a și spus că nu o să-l ierte niciodată pe Laur pentru așa ceva, mai ales pentru faptul că noi îl rugam să vină să-l vadă. Și Laur Junior n-avea niciodată de ce să meargă acolo. Lucru spus și întrebat și de doamna judecător, care l-a întrebat în fața mea și a zis, eu cred că puteți să vă înțelegeți, este o traumă pentru un copil să pățească așa ceva. Da, teribil. Pe de altă parte, când a fost acea înfățișare în care au fost ambele părți, adică și tu și el, a mai fost o discuție despre cine își dorește mai mult amânarea, că dacă tot te-am prins, amânarea acestui proces. Laur zice că tu nu vrei la notar și că el vrea. Tu zici, domne, eu vreau să terminăm odată, el zice tu întârzii, tu zici că el întârzie. Zici și mie care e adevărul. Nu este că vreau eu sau vrea el sau că unul întârzie sau nu întârzie. Este vorba de... Asta e o chestie legală. Eu vreau ceva ce mi-aparține și nu mai există, iar el trebuie să facă chestia asta, să ne dea ceea ce nu mai există. Și e foarte simplu. Dacă el face chestia asta, Doamne Dumnezeule, eu îl rog de 8 luni de zile să vină la notar să divorțăm, ca să pot să-mi verg și eu mai departe de viața mea, să nu mai stau. Pentru că sunt Ana Maria Prodan, eu nu o să mă afișez vreodată cu cineva în timpul căsătoriei mele sau să fac un copil cu unul care, vezi, Doamne, mi-a apărut de ieri, dar de când ne cunoaștem de ieri, dar nu că l-am cunoscut într-un bar, dar nu l-am mai cunoscut în bar, l-am cunoscut... Nu, urâte!
Și nu, eu nu pot să mă fac de râs. Și atunci de asta toți oamenii cu bărbații cu care eu mă afișez, parteneri, majoritatea parteneri din diferitele business-uri pentru care mele sunt diversificate, n-au nicio legătură cu mine decât simpli parteneri de afaceri și prieteni foarte, foarte buni. Deci eu asta le-am spus lor că, da bine, știi, nici n-am de ce să mă supăr, Cristi, că e normal. Dacă eram Vasilica Geamantan, nu scrie nimeni de mine. Dacă sunt, pentru că sunt Ana Maria Prodan, ce știri ar trebui să apară? Cu cine? Cu Vasilica Geamantan sau cu Ana Maria Prodan? Sau Reghetan? Ai scris vreodată de Caciuc, cum o cheamă pe asta, sau de Laurențiu Reghetan, pe amanta asta a lui Laurențiu? Adică, de asta spun, pe lângă mine și el, restul sunt cantități neglijabile, nimeni nu, pe nimeni nu interesează. Dacă mai apare acum încă una blonda, nu știu care, de la cucuieții din deal, care e combinată cu Reghetan, pă uite lumea pe Caciuc, o ia pe alealtă în primire, înțelegi? Pentru că e vorba de Reghetan, este vorba de niște branduri. E adevărat. Înțelegi? Bun, sperăm ca la un moment dat lucrurile astea să se așeze pe un făgaș normal. Ți-aș mai pune o întrebare, că pentru încă câteva minute. Totul, la un moment dat s-a spus în povestea asta, ține de cine și cum a făcut banii și cum și ea. Laurențiu Reghetan zice, băi, dar ce a antrenat altcineva în locul meu? Păi n-am fost eu antrenor. Pe de altă parte, este adevărat că noi știm, doamna Ionela, pe care am divinizat-o și știi foarte bine că am iubit-o până în ultima clipă a vieții ei și o să o iubim în continuare, a fost o femeie deșteaptă și chivernisită. Tu ai fost o femeie care în America ai făcut niște bani înainte, deci tu ai venit acolo cu un cheag. Și acum vreau să te întreb, apropo de ce a rămas din această căsnicie, cum crezi că ar trebui împărțit astfel încât să fie bine? Și evident în interiorul superior al copilului. Astea sunt discuțiile mele cu Laur. Eu m-am născut Ana Maria Prodan. Eu am avut de când mă știu bani. Eu n-am avut în viața mea un bărbat cu bani să-mi facă mie, mamă, ce cadouri, să mă ia de pe bordură sau de pe la Deva sau de pe unde sunt fetele astea, de pe unde au apărut astea, să mă aducă în București, să mă țină, să nu am fost genul de femeie să stau în genunchi, să sug și să spun, mă scuzați că e nu e oră potrivită. Te refer la Acadea, da, dacă se mănâncă, bombanele se mănâncă uneori jos în Turcia. Da. Adică astfel de femei n-au avut cum să stea vreodată lângă mine și lângă Laurențiu, nici măcar la mesele unde noi stăteam. Probabil că acolo a fost durerea când am văzut cât de low class și s-a coborât așa. Dar nu suntem altfel. Noi am fost oameni care amândoi au construit teribil, care oameni care au muncit foarte mult. Greșelile lui de bărbat, eu le-am acoperit pentru că eram nevasta lui și noi îl iubeam enorm și era soarele nostru și probabil că asta este abilitatea unei femei, să știe să, în momentul în care soțul decade, să-l ridice și mai tare. Și Laurențiu era ceva unic în țara asta. Eu am niște cunoștințe, niște prieteni care îmi spuneau, băi, nu-mi vine să cred, nu exista nimeni ca el. Era ceva unic, ne doream să fim măcar o unime din Reghetan și din voi. Eu stau și mă gândesc așa și mă întreabă toți, bă, dar ce-a pățit, cum de-a pățit așa ceva? Și eu spun, nu știu, poate că viața îți dă câteodată niște lecții și poate trebuie să plătești ceva, nu știu, o karmă, trebuie să plătești ceva din trecut, habar nu am. Sper încă o dată, Cristi, foarte tare să poată merge înainte și să poată să găsească în lumea asta pe cineva care să fie o unime din cât am fost eu și să-l ridice foarte tare și să-l apere și să-l facă să fie pe asta. Pentru că ceea ce îi se întâmplă acum, crede-mă că 80% din toate nenorocirile astea care se scriu despre amanta, fata asta, pe el îl vor trage foarte tare în jos. Pentru că asta este lumea, lumea este rea. Câștigi 10 meciuri, ești extraordinar, uite lumea de trecut o amantă, ești dacă a avut 1000 de bărbați odată, lumea uită. Toată lumea ia în brațe și ridică în slăb. Când a pierdut un mes sau două, ați văzut ce s-a întâmplat și la Craiova. Lumea uită absolut tot și te pune pe aceeași treaptă cu amanta și te-ai terminat încet în tizia. Bine, la Craiova a fost o discuție, Laur spune, domne, oamenii n-au investit ca să mergem mai departe și vă că nu prea au făcut transferul cei de la Craiova. Care e adevărul? De ce a plecat de acolo?
Nu știu, acolo sunt problemele lor, ei știu ce au făcut. Nici nu vreau să comentez că e tatăl copilului meu și nu, nu mai vreau, că eu știu tot, voi vă dați seama, eu știu absolut tot. Dar vreau să las așa puțin să treacă timpul, ca Laur să poată să deschidă ochii, să se uite așa în jurul lui și să vadă cu ochii lui, pentru că noi, cu cât îi spunem mai mult, sau alții, sau tu, sau toți prietenii noștri, se îndrăjește și mai tare, pentru că el în momentul ăsta e orbit. Înțelegi? Și poate și, poate îl doare foarte tare totuși. Și nu e tot, nu e ușor, crede-mă, nu e ușor. Eu am trăit între bărbați. Eu știu ce înseamnă. Când vin trei și spun greșit, dead end, nu ai ce să mai faci, nu mai... El spune el că e fericit. Și eu spun că m-am mărit cu Bill Gates. Da, da. Tu ai putea să fii fericit în situația asta? Mă, nu, eu am spus și cred în continuare că într-o situație în care oricine, momentul în care vrei să prăpornești pe alt drum cu cineva, lămurești lucrurile și după aceea. Adică termin, după care apare un copil, după care toate lucrurile, pentru că se fac răni care nu se vor închide niciodată. La Laurențiu Junior trebuie să gândească toată lumea, e un copil care va duce toată viața mai departe momentele prin care trece acum. Așa este. Așa este. Sper să înțeleagă el, sper să lase amantele, sper să lase totul în urmă, povețele lor, învățăturile lor, pentru că îți dai seama, în momentul în care stai cu cineva în casă, de absolut tot, acolo vezi de fapt și caracter și educație și behaviors, știi? Dar aș vrea să se trezească și aș vrea să înțeleagă că nimeni n-o să mă egaleze pe mine în viața lui, nici 10 caciuc, nici 1000 de caciuc. Și probabil că într-un final noi de acasă toți suntem siguri că tot noi o să-l ajutăm foarte tare ca el să devină cine a fost. Doamnelor și domnilor, așa să fie, cum scria pe frontispiciu de la România Mare, vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Da. Așa e. Ana, îți mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru lămuriri. Pupăm, să-ți fie. Și când te duci pe la bazar, să-mi spui și mie. Că știu niște bijuterii mișto, știu niște băieți, da? Un tricou. Mersi mult! A fost Ana Maria Prodan, doamnelor și domnilor. Am lămurit situația după o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem cu alte informații extraordinare.